Ți-ai pus telefonul la încărcat, te-ai pus deja în pat și ți-ai dus aminte că ai uitat să-ți setezi alarma pe mâine dimineață. Hey Siri! Set an alarm for 8 a.m. tomorrow. Your alarm is set for 8 a.m. tomorrow. Bună, dragi prieteni, bine v-am găsit din nou pe canalul meu. Numele meu este Dorotea. Îmi place să fac lecții de engleză în care să explic această limbă, gramatica ei, regulile ei și multe alte aspecte ale acestei limbi în cel mai simplu mod posibil. Și astăzi m-am gândit să vă dau 5 sfaturi, 5 lucruri practice pe care poți să le faci acasă ca să înveți limba engleză singur. Pentru asta nu ai nevoie de un profesor, nu ai nevoie de un prieten care să stea mereu să te corecteze sau să-ți spună ce greșeli faci. Aceste 5 sfaturi sunt pentru tine să le faci acasă. Urmând aceste sfaturi, vei reuși să-ți îmbunătățești abilitatea de a comunica în limba engleză. Îți vei lărgi vocabularul de cuvinte noi. Vei începe să înțelegi mai multă engleză. Îți vei antrena și abilitatea de a asculta și a înțelege. Dacă ești interesat și vrei să înveți engleza singur acasă, privește acest video. Ok, primul sfat. Nu e așa că ai câteva melodii, câteva cântece, cântări care îți plac în limba engleză. Toată lumea are așa ceva. Și eu aveam câteva cântece care erau preferatele mele. Și știi ce am făcut? Am luat acel cântec, am căutat versurile lui, toate cuvintele care mi erau necunoscute le-am tradus și știi ce e interesant? Că atunci când deja știi despre ce e cântarea, e cu mult mai ușor să o înveți pe de rost. Mie mi-e foarte ușor să învăț melodii, să învăț un cântec pe de rost. Posibil multora dintre voi, mai ales când vine vorba de o melodie legată de un cuvânt. Poate ați văzut că sunt oameni care fac cântece pe reguli matematice, ca să le poată memora mai ușor. Sau cântece pe temele de la biologie, ca la fel să le poată memora mai ușor. Același lucru este și în limba engleză. Deci, memorează versurile cântecului tău preferat. Și știi ce e interesant? Că atunci când ai memorat aceste versuri, după aceea, când vine vorba să le folosești, este cu mult mai ușor să ți le aduci aminte. Stați să vă dau un exemplu. Când eram în adolescență, îmi plăcea mult cântecul A Year Without Rain de Selena Gomez. Și acolo am tradus cântarea și am găsit o expresie frazială în refrenul acestei cântări. De exemplu, acolo spune I can't help missing you. Și eu nu înțelegeam ce înseamnă I can't help, nu pot ajuta să-mi fie dor de tine. Dar aceasta este o expresie pe care acum des o folosesc și am auzit că mulți o folosesc. I can't help și verbul plus terminație în g este o expresie care se folosește adesea în limba engleză și ea înseamnă nu pot să nu. De exemplu, nu pot să nu-mi fie dor de tine, deci mi-e foarte dor de tine. Sau nu pot să nu plâng, de exemplu, I can't help crying. I can't help crying, I can't. I can't sleep and I can't stop crying. So, I can't help laughing. I can't help it. Deci, nu pot să nu mă râd. I can't help loving you. Nu pot să nu te iubesc. Ești așa de adorabil. I can't help loving you. Și așa mai departe. Deci, există mai multe situații în care poți folosește această expresie, dar am învățat-o dintr-un cântec. I can't help comparing her to you. Sau este cântarea aceasta pe care o ador și ea spune It's like a symphony, just keep listening. It's like a symphony, just keep listening. E ca o simfonie, it's like, e ca o simfonie, just keep listening. Doar continuă să o asculți. Keep plus verbul cu terminația ing înseamnă continuă să faci ceva. De exemplu, keep going, continuă, mergi înainte, nu te opri, ești bravo. Sau keep reading, keep reading, keep reading. De exemplu, ai rugat pe cineva să citească și el s-a oprit și te spui nu, continuă să citești, keep reading, keep doing something. Keep plus verbul cu terminație ing. La fel, am învățat-o din cântece. Al doilea sfat pe care am vrut să-l dau este începe să-ți faci notițe în limba engleză. Nu știu dacă ați auzit de conceptul acesta în limba engleză to-do list, adică lista cu lucruri pe care trebuie să le faci. Iată, eu am așa un caietel cu notițe
Și vedeți ce scrie aici? To-do list. To-do list. Asta înseamnă lista cu ce trebuie să faci. Nu e neapărat să ai un exact așa carnețel. Deci ia jurnalul tău, ia pur și simplu o foaie și scrieți măcar o dată sau două ori pe săptămână ce trebuie să faci. De exemplu, it's my friend's birthday. I have to buy her a gift. Este ziua de naștere a prietenei mele. Trebuie să-i cumpăr un cadou. Sau, I need to change the oil for my car. Trebuie să-mi schimb uleiul la mașină. Să nu uiți să o sun pe Stacy, de exemplu. Don't forget to call Stacy. Give the book back to John, de exemplu. Trebuie să dau cartea înapoi la lui Ion. Și așa mai departe. Deci, tu fă-ți lista cu lucrurile pe care trebuie să le faci. La început va fi cele mai simple cuvinte pe care le știi. De exemplu, laundry, să spăl hainele sau grocery shopping, să merg să cumpăr produse alimentare, dar mai târziu vei observa că începi să creezi propoziții mai avansate. Următorul sfat, care la fel seamănă puțin cu acesta, este fă-ți lista de cumpărături în limba engleză. Nu e așa că mergi la cumpărături destul de des. Mă refer cumpărături alimentare. Avem nevoie de mâncare. Și, în primul rând, asta o să te ajute să-ți dezvolți abilitatea de a scrie, comunica în limba engleză. De asemenea, asta o să te învețe să fii și mai organizat. Ți s-a întâmplat vreodată să mergi la magazin, să cumperi ce-ți trebuie, să ajungi acasă și să-ți dai seama că ai uitat ceva. Ca asta să nu se mai întâmple, începe să folosești această aplicație din telefon. Știi cum o fac eu? Stai să-ți arăt. Majoritatea dintre voi aveți iPhone-i. Și dacă și aveți Android sau alte feluri de telefoane, sunt sigură că și acolo aveți așa posibilități. Deci eu deschid notițele și aici îmi fac lista cu ce trebuie să cumpăr. Și dacă te folosești de această aplicație în telefon, în notițe, uite ce interesant că poți să selectezi ce deja ai cumpărat. Acesta este un mod foarte simplu, totuși sigur de a practica limba engleză. Pentru că în așa mod îți aduci aminte diferite de cuvinte noi pe care le cunoșteai. De exemplu, cum vei spune la smântână în limba engleză? Va fi sour cream. Sour cream. Posibil nici n-ai știut acest cuvânt. Sau cum vei zice la făină în limba engleză? Va fi flour. Flour. Sună așa ca floare, totuși se scrie diferit. Și vezi, dacă știi aceste cuvinte, apoi îți vine mai ușor să le folosești, iar dacă aceste cuvinte sunt noi pentru tine și le cauți, atunci le vei memora cu mult mai ușor. Următorul sfat pe care am vrut să-l dau este traduți telefonul în limba engleză. Traduți laptopul în limba engleză, traduți Apple Watch-ul sau tot ce mai ai, tradu-le în limba engleză. Mai ales că deja cunoști telefonul tău de la A la Z, îl știi foarte bine, știi cum să găsești tot ce trebuie în telefon. Va fi cu mult mai ușor să înveți aceste cuvinte dacă telefonul tău e tradus în limba engleză. Dacă vrei, de exemplu, să dai luminozitatea sau lumina telefonului tău mai mică, vei accesa brightness. Brightness înseamnă cât de luminos este ecranul tău. Iată, eu mi l-am tradus pe meu și, de exemplu, brightness, vezi? Display and brightness. Asta înseamnă luminozitatea și ecranul. Și iată, poți selecta luminozitatea telefonului tău. Și așa mai departe. Deci, mărimea textului. Text size, mărimea textului. Poți alege cât de mare să-ți fie mesajele și celelalte detalii. Și tot ce scrie în telefonul tău. Simplu, nu-i așa? Și următorul sfat pe care am vrut să-l dau și ăsta e preferatul meu. Vorbește cu Siri! Pentru că majoritatea dintre voi aveți iPhone, asta e cea mai bună variantă să practici engleza cu cineva. Și bineînțeles, prietenii tăi pot să fie ocupați, profesoara e plecată din țară, e plecată în vacanță, nimeni din familia ta nu vorbește limba engleză. Dar telefonul tău vorbește. Și uite, există multe posibilități cum poți să vorbești cu ea. De exemplu, Hey Siri! Good morning! How can I help? Is it gonna be sunny today? Not much sun in the forecast today. No, it's not going to be sunny today. No, nu prea o să avem soare astăzi. Okay, hey Siri, do you have any plans for today? I didn't find any appointments for today.
Sau, gătești ceva și trebuie să pui ceva la cuptor pentru 15 minute. Spui, hey Siri, set a timer for 15 minutes. 15 minutes, counting down. Sau, ți-ai pus telefonul la încărcat, te-ai pus deja în pat și ți-ai dus aminte că ai uitat să-ți setezi alarma pe mâine dimineață. Hey Siri, set an alarm for 8 a.m. tomorrow. Your alarm is set for 8 a.m. tomorrow. Și așa mai departe, deci poți vorbi o mulțime de lucruri cu Siri. Asta, uite, poți să-i spui lui Siri să-ți aducă aminte să faci ceva de mâine. Mâine la ora 9, de exemplu. Hey Siri, remind me to call my dad tomorrow at 9 a.m. Okay, your reminder is set for tomorrow 9 a.m. Deci adu-mi aminte să-l sun pe tata mâine la ora 9 dimineața. E așa de simplu și e așa un mare ajutor. Și poți observa cum ea pronunță unele cuvinte. Poți să întrebi câteva informații, de exemplu, care cafeneaua e deschisă la ora aceasta sau așa mai departe. Deci poți să-i pui o mulțime de întrebări și ea o să-ți răspundă. Și partea bună e că practici limba engleză acasă. Acestea sunt cele 5 sfaturi pe care am vrut să ți le dau cum poți să practici engleza singur acasă. Sunt atât de simple, nu-i așa? Dar fii sigur că dacă le faci și nu o dată pe lună, ci te strădui să le faci cât de des poți, de 2-3 ori pe săptămână, o să vezi cum nivelul tău de engleză se îmbunătățește considerabil și o să vezi cum îți dezvolți abilitatea de a comunica mai ușor în limba engleză, cum de înțelegi mai multe cuvinte în limba engleză și așa mai departe. Deci, toate aceste sfaturi ți le dau pentru că eu le-am făcut și au fost un mare ajutor pentru mine. Îți doresc mult succes în continuare în învățarea limbii engleze. Vă mulțumesc tuturor pentru susținerea pe care o primesc, pentru comentariile acestea călduroase. Sunt o mare încurajare pentru mine și sunt foarte bucuroasă că pot să fiu de folos pentru voi. Vă doresc o zi bună și ne vedem săptămâna viitoare. La revedere!